sunt aproape sigură că ați făcut mișcare cu mine în sală și sunt la fel de sigură că abia așteptați să ne spună Buzdu. De unde Buzdu asta? De la Buzdugan. De la păi Buzdugan. Da, de la Buzdugan, dar Buzdu ți-a zis moral prima dată? E prescurtare. Nu, mă, nici nu mai știu cine mi-a zis. Și îți place ție așa Buzdu? Da. E, sau Daniel, poți să-mi spui? Da, și și Ion poți să-mi spui, pentru că mă cheamă și Ion. Buzdugan, da, Ion, Daniel, da. Eu, da, mai întâi Ion, da. Mai întâi Ion? Da. Dar Buzdu așa a venit și ai preluat? Buzdugan e foarte dur, știi? Și nu mă caracterizează și atunci am zis, băi, ăsta e Buzdu. M-am gândit astăzi pentru cele care facem ne privesc omletă. Să facem omletă. Da, mie îmi place omleta cu legume. Da, o să facem altă dată. Astăzi m-am gândit să facem un fresh de... stai că spun imediat că am un frigider ceva pregătit. La frigider mă duc eu noaptea. Am un frigider foarte inteligent. Văd unde am fructele, economisesc energie și îți dau ție, știi ce, gutui. Wow, mersi! Struguri. Chardonnay. Și mere. Ce zici? Facem... Cred că e deliciu vieții tale. Salată de toamnă. Cum e cu fresh-ul dimineața? N-am timp. Și tu ești la fel timp, ca ceilalți? De da. Ce n-ai timp? Păi trebuie să mă trezesc cu 40 de minute, minim. Înainte? Da. Dar ora ta de trezire e? Un fresh de cafea. Da, hai să ne apucăm de tăiat și de tocat. Dacă vrei să ai o viață sănătoasă, așa trebuie să faci, uite, să tai fructele, hai, lasă strugurii, că era mai simplu. Tai și tu gutuia aia, că e mai complicat. Ce-i bă? Ce-i mai greu? Da? Uite, pregătim fructele. Aici trebuia un topor. Așa? Tot? Așa, foarte tot? Bine. Tot? Julien sau cum le tai? Julien. Poți? Hai că nu-ți fac mult din gutuie. Tu vrei să mă duci și la sală cu cuțitul. Normal, cu să faci... Ăsta. E foarte bine așa. Uite, tai bucata aia și mie. Uite cum faci forță. Asta, ai reușit. Gata. Prima luptă ai câștigat-o. Hai să-ți fac mustul ăla de care spuneai da. Tu. Chardonnay. Chardonnay. Îți place să bei Sunt vin? Sunt un român, Chardonnay un plămân. Povestește-mi acum despre lupta cu Buzdugan și Morar. Cum e? El s-a apucat de mult, cred că de vreun an de zile, într-un an de zile a reușit să topească 15 kg. Așa. Cu sport, cu dietă, a avut voință. Și eu la un moment dat, acum vreo 4-5 ani, am făcut același lucru. Dar e foarte greu. M-am plictisit de sală. Te-ai plictisit? Da. Adică mergeam la un moment dat vreo 2 ani de zile, am mers aproape zi de zi. Dar după aia am zis că... La ce bun, da. Mai cum la ce bun, când tu știi bine că sportul face minuni, cum face și fresh-ul ăsta al meu de struguri. Și sportul face minuni, dar să știi că și cramele fac minuni, mai ales în perioada asta. Hai, nu fi rău, bea, uite, să-mi spui tu dacă sucul ăsta de struguri nu e delicios. E delicios, dar bănuiesc că are mult zahăr. Cât poate să aibă de mult zahăr față de o prăjitură pe care sunt sigură că o devorezi? Baricat 6 luni. În mixer. Ce să înțeleg de la tine? Că îți place să bei vin? Chardonnay. Mai nou. Am descoperit vinul acum vreo 3 ani la o nuntă. Eram în Toscana la niște prieteni, în zona Montalcino. Wow. Și toți erau foarte veseli. Eu eram vesel, dar nu eram din filmul ăla. Și au început să-mi povestească tu despre... Tu erai vesel, că așa ești tu vesel de obicei. Da, dar nu eram... Antrenat în veselia lor. Și mi-au povestit de literatură, de istorie, de... m-au băgat așa într-o filozofie foarte frumoasă și de atunci m-am dedicat vinului. Chardonnay? Care este, nu, de toate, îmi plac și roșii, și rozeurile, și vinul care este o pecete nobilă, dacă vrei, pentru fiecare țară. Așa e. Noi, multă și noi lume, avem din păcate, foarte bune în țară, nu? În România lumea bea foarte multă bere, dar... Berea merge cu semințe, vinul nu. Păi nu, că e o băutură nobilă și e foarte important să ținem seama de asta. Eu nu mai pot când văd că oamenii beau cu vin, apă cu vin. Da, și aici e o chestie discutabilă. Unii ar spune că e bine, depinde, sunt vinuri care se pot consuma cu... Dar mai rău că unii pun cola în vin, ceea ce este o mare blasfemie. Hai să nu vorbim de cola, ci să vorbim de măr. Ce zici?
Ia. Care e preferatul tău să-mi spui la final? Eu ți le pregătesc pe toate. Toate sunt bune. Aș face un... un mix din de toate, vrei așa? Uh-huh. Aparatul ăsta mă ajută foarte mult să nu mai schimb. Aș face un cupaj, cum se vorbește. De toate. Eu nu mă pricep, dar dacă tu spui, înseamnă că e bine. La final le putem amesteca dacă vrei. Dar degustăm din fiecare în parte ca să-mi spui care e preferatul tău și poate găsim cine să-ți prepare la radio. Mai câte să mai mergi pe la piață, adică mai pierd niște vreme. Aoleu, acum, cum pierzi vreme? Piața e departe de tine? Să înțeleg că nu ești un fan cumpărături? În obor am fost în toamna asta și în cursul săptămânii e ok, dar sâmbătă, duminica este nebunie, pentru că toată lumea vine în weekend să-și cumpere, mai ales în perioada asta, gogoșari, varză, oamenii fac zacuscă, ceea ce este bine. Nu ne-am uitat tradițiile culinare. Trebuie să mai tai din butuia asta, să am suc să-ți dau să guști. Dacă vrei, mai tai și eu. Nu, cred că ajunge atât, aia să vină. Nu, e ok. S-a făcut ceva. Apropo de zacuscă, e preferata ta? Îmi place aia cu hrib. A venit toamna, vorbim de mâncăruri de toamnă, da? Dar hribi știi tu cum e. Zacuscă mi-aș aminte de facultate, pentru da? Că eu, deși am făcut facultatea acasă, la Iași mergeam foarte mult prin cămine. Și mai ales în perioada... Toată lumea avea zacuscă? Avea zacuscă, da. Veneau colegi din țară și, sau de la țară și aveau zacuscă. Gutuia, domnule. Mulțumesc, sănătatea dumneavoastră. Ai mai băut fresh de gutuie? O să fac... Hai, nu fi rău! E foarte gustoasă! Apropo de legume și fructe de toamnă, miroase toamnă, la... nu? Da, mai ales în puse la cuptor. Wow! Le tai așa... Da, sunt delicioase să fac odată un mix dovleacul de... la turcesc, ăla mare, așa, știi? Îl tai, fai... La cuptor? La cuptor, da. Sau o să facem odată, dar acestea sunt toate mâncăruri de toamnă cu care eu sunt obișnuită din copilărie și apropo de hrib, doar în Ardeal îi găsești. Nu e adevărat, și în China. Nu, în nordul Moldovei, adică peste tot. Adică... Unde găsești tu hrib atât în nordul Moldovei? Păi, e plin. Da? Da, da. Mergeai tu la cules de hrib? În Moldova se face și țuică din hrib. Cred că acolo... Din orice se face țuică. Nu zic din ce am auzit la momentul că se face țuică, mai bine nu. Da, nu, e o emisiune totuși frumoasă. În care vorbim de viață sănătoasă. Hai să le dăm niște tipsuri oamenilor. Niște chipsuri, hai să le dăm. Nu tipsuri, chipsuri. chipsuri din gutuie. Să știi, da. Ce zici? Uite, facem un business. Da? Hai. Fructe uscate. Sunt peste tot. Eu vin tot. Cu pungile, tu vii cu fructele și le și distribuim. Și umplem pungile și distribuim. Facem reclamă la radio și în două zile am terminat, am scăpat. Apropo de radio, cât de mult îți place radio și cum te-ai vedea peste 10 ani? E prima dragoste. Peste 10 ani? Da. Făcând radio în Creta. E o insulă pe care eu o iubesc foarte mult și... A fost anul ăsta și n-am prins așa de bine. Da? Merg, cred că de 5-6 ori în Creta. Mai des decât la Iași. Și te vedea făcând așa emisiune radio? Da, de dintre măslin, frumos, pe malul mării. Pe plaja aia, în Creta. Creta. Cum ai face tu mișcare acolo? În primul rând aș da pe mine cu uleiul de măsline care are vitamine, da? Aș da câteva minute la soare, după care direct în mare. Îți place să înot, să înțeleg. Da, îmi place apa, îmi place să înot. Asta e o variantă de a face mișcare pentru tine mai bună decât să mergi la sală. Înțeleg că la sală te-ai plictisit. Da, nu că sunt claustrofob, dar spațiile închise, știi, nu dau așa o stare de bine. Dragii mei, bine. Ieșiți în natură, faceți mișcare, buzi după îndeamnă să faceți asta. Încercăm să facem noi în așa fel încât să vă determinăm să ieșiți în natură, să faceți mișcare. Stați cu ochii pe buzdu și morar. Nu uitați că emisiunea Sport, Dietă și o Vedetă vă îndeamnă să aveți un stil de viață sănătos. Te îndemn și pe tine să bei ceai, cred, sau ce o să bei cu fierbătorul ăsta, pentru că ți-l facem cadou cu mare drag. Mersi tare mult! Ne bucurăm! Îl vin. 500 de euro prima strigare! Dacă mai vii odată în emisiune, îți dăm și storcător ca să-ți faci freșurile de struguri, măr și aia e gutuie, nu? Da, gutuia. E bun. Arată bine.
Ar trebui să știți că strugurii folosiți pe cei fără sâmburi, mai ales în storcătorul ăsta, ca să, uite, să nu-l curățați foarte des. Îți mulțumesc tare mult că ai fost la noi în emisiune. Și vouă, pentru că sunt sigură că aveți la îndemână acum mai multe informații pe care le veți aplica. Vă aștept și săptămâna viitoare, atunci când vorbim despre sport, diete și vedete. Să mă iei la sală. Te iau.